În pacea Domnului Iisus Hristos și mă bucur că sunt în mijlocul dumneavoastră și suntem împreună în această dupămasă de Sabat Sfânt și avem posibilitatea să fim alături de marele învățător al tuturor timpurilor. Mi-a plăcut că la deschiderea acestui program s-a citit Psalmul 23, Domnul este păstorul meu cel bun. Spune că un mare prezentator, după ce prezenta în fiecare seară câte o prezentare, obișnuia să recite acest psalm. Și după ce îl termina de recitat, toată lumea ovaționa, bătea din palme, țipau. Și într-o seară se prezintă la el un copil și spune: Domnule, vrei să mă lași în seara aceasta pe mine să recit psalmul acesta? Și se uită la copil și zice: păi, ești în stare să recit psalmul acesta? Da, domnule, vă rog frumos, dacă vreți, lăsați-mă să-l spun eu. Și după ce a recitat psalmul copilului, nu s-a mai întâmplat ceea ce se întâmplase până atunci. Nimeni n-a mai țipat, n-a mai bătut din palme. Toată lumea plângea. Era o tăcere groaznică. Atunci, marele prezentator lea pe copil de mână și spune: copile, niciodată în viața mea, de când recit acest psalm, nu mi s-a întâmplat acest lucru. Ce să petrece? Și copilul se uită la el și spune: Domnule, dumneata știi să reciți psalmul și cunoști psalmul, dar eu cunosc păstorul. Și aș dori sincer ca și noi fiecare să ne cunoaștem păstorul. Și atunci când ne cunoaștem păstorul, este cel mai minunat lucru din viața noastră. Este cea mai mare bucurie care ne poate ajuta să mergem înainte, având în vedere faptul că El este păstorul nostru și nu vom duce lipsă de nimic. Cât privește despre mine, n-aș vrea să mă laud cu nimic, că cine suntem noi ca să ne lăudăm sau să credem că am făcut ceva sau merităm ceva. Cu toate acestea, aș dori să citesc două versete ale marelui Pavel. Cu un astfel de om mă voi lăuda, dar întrucât mă privește pe mine însumi, nu mă voi lăuda decât cu slăbiciunile mele. Chiar dacă aș vrea să mă laud, n-aș fi nebun. Căci aș spune adevărul, dar mă feresc ca să n-aibă nimeni despre mine o părere mai înaltă decât ceea ce vede în mine sau ceea ce aude de la mine. Aș putea să vă spun că m-am născut într-o familie creștină și îi mulțumesc lui Dumnezeu că am avut această posibilitate și ca și copil îmi plăcea să particip la adunări religioase de care sincer vă spun că tânjesc astăzi. Pe timpul acela, deși era vitregit, era o dragoste mai mare, era o credință mai vie, era o dorință de a fi împreună unii cu alții și aceasta ne-a ținut și ne-a călăuzit într-adevăr până în timpul de astăzi ca să putem să fim alături de Dumnezeu. Și ca și copil, țin minte că într-o noapte am mers cu părinții mei la adunare, pentru că știți, ne adunam noaptea, pentru că ziua eram urmăriți așa cum eram și într-o noapte am avut posibilitatea să-L cunosc personal pe Domnul Iisus Hristos prin intermediul unui frate care, venit acolo la noi, a spus în noaptea aceea o experiență pe care o trăise, o experiență din închisoare și vă spun sincer că priveam la acest om și am văzut pentru prima dată pe Domnul Iisus. Am mers acasă în noaptea aceea și n-am putut să dorm. Am plâns toată noaptea și m-am rugat la Dumnezeu și am spus: Doamne, dacă crezi că pot să fiu și eu numit un copil al Tău, dacă crezi că și pentru mine ți-ai dat viața, te rog să mă ajuți, ca și eu când mă voi face mare, să pot să fiu un om prin care Tu să poți să-ți manifesti dragostea și iubirea Ta și neînfricat să pot să stau în fața oricui și să mărturisesc despre Tine că ești păstorul meu. A trecut timpul, am devenit adolescent
Și într-una din zile, când am venit de la serviciu, am găsit acasă o chemare la reputare. A doua zi dimineață am mers la Consiliul Popular și acolo a venit un colonel de la Centrul Militar Județean ca să ne recruteze și vă spun sincer că nu eu am fost cel care am vorbit în momentele acelea și Dumnezeu a fost care a vorbit prin acel colonel. Când mi-a venit rândul și mie ca să mă prezint, m-a întrebat de apartenență politică, de apartenență religioasă. I-am spus că sunt adventist reformist și dumneavoastră îi spune, ești din aia care nu face armata? Eu zic, da. Și n-ai de gând să faci armata? Zic, nu, eu nu fac armata. Dar nu vorbeam eu. Nici nu știam ce înseamnă chestiile astea. În sfârșit, a trecut toate aceste lucruri. Dumnealui mi-a dat să scriu o declarație, să dau o declarație pe care tot dumnealui mi-a dictat-o. Cum să o scriu, eu am semnat-o și la revedere. M-am dus la serviciu, seara am venit acasă și pentru că am fost mezinul familiei, așa cum poate și în sala aceasta mai sunt mulți, știți dumneavoastră, e o afecțiune mai mare pentru cel mai mic. Și mama, în special, avea o afecțiune mai mare pentru mine. Și mă întreabă seara acasă când vin ce s-a petrecut și îi spun, uite, așa, așa. Și am dat declarație că nu fac armata. Cine te-a pus să faci lucrul ăsta? Te bag la pușcărie? Vai de capul toare să fie, ce să petrești? Eu foarte liniștit, spun, păi și pușcăria e făcută tot de oameni și tot pentru oameni. Care e problema? Nu, niciun problem. Dar nici prin minte nu trecea ceea ce avea să se petreacă mai târziu. A mai trecut o perioadă de timp și tot într-o seară primesc acasă chemarea la încorporare cu valiza. Și vă spun sincer că atunci, ca și când aș fi pus mâna la 220 de volți și m-a scuduit așa, m-am trezit din toate gândurile, toate planurile care le aveam ca și tânăr atunci. Mi-am adus aminte că i-am dat o declarație că sunt adventist de ziua șaptea și că nu mă instruiesc în sabat, că nu calc sabatul și așa mai departe. Și am zis, Doamne, acum trebuie să demonstrez că ceea ce am scris pe hârtie trebuie să fiu. A fost foarte scurtă perioada, peste 3 zile a trebuit să mă prezint deja la unitate. N-aveam cu cine să împărtășesc aceste gânduri, pentru faptul că după ce am făcut de cunoscut părinților despre ceea ce am scris în acea declarație, mama a chemat un frate de-al meu care era mai mare și lucrase ca și telefonist în Craiova, care cunoștea pe directorul spitalului de glumeț, așa se zicea, pe timpul ăla, ca să mă facă nebun. Și eu n-am ducat să merg să cunosc acel domn, am fugit de acasă și în sfârșit am avut probleme și n-aveam cine să împărtășesc niciun gând despre ceea ce am să fac. Atât mi-a rămas ca în nopțile acelea trei să plâng și să îl rog pe Dumnezeu ca El să mă ajute să nu fiu dat de rușine despre ceea ce am scris pe acea hârtie. Și am plecat de acasă, nimeni nu știa ce este în inima mea și, într-adevăr, am plecat cu tremul la Timișoara, acolo a fost unitatea în care m-a dat ca și militar. Era iarna, în februarie, pe 28, țin minte că în 1978 a fost cea mai grea iarnă pe care am trăit-o până atunci. De atunci am mai trăit. Când în Timișoara era minus 32 de grade. Când trăgea aer, se lipea nările nasului. Și acolo, în unitate, am avut, să zic așa, trista, dar și fericită bucurie de a avea pe Domnul Iisus Hristos lângă mine și de a vedea dragostea și iubirea pe care El ne-a promis-o că la timp de nevoie ne-o va da. Am stat în unitatea militară 3 săptămâni și
Înainte de aceasta, aș putea să vă spun că am fost un copil foarte rău de foame. Eu niciodată n-am postit o zi întreagă până a plecat militar și știți dumneavoastră că pe timpul să fă postea primul sabat din lună era lege, nu mâncai și mai multe lucruri de genul acesta, dar nu am putut să postez niciodată o zi întreagă. Și am mers la Timișoara și acolo am găsit un comandant atât de rău că 3 săptămâni cât a stat în unitate, nu mi-a dat nicio cană de ceai sau o felie de pâine ca să mănânc. Mi-a dat geamurile jos de la celula arestului unde am fost, căciulă fără urechi, știți dumneavoastră cum era, fără curea, fără peclițe, fără șiretul și așa mai departe. Și am avut de a face cu 3 mari dușmani. Cu foamea, cu frigul și cu bătaia. Și vă spun că timp de 3 săptămâni de zile n-am mâncat nimic. Mă culcam flămând și mă sculam flămând. Noaptea visam numai munți de cașcaval, numai pandișpanul, nu mai știu ce nu visam. Dar când deschideam ochii, îi înghițam în sec și vedeam că a fost doar o iluzie. Și mă rugam totuși la Dumnezeu ca să mă ajute să pot să mă depășesc și să fac față la situația aceasta. Și a venit într-o zi un maior anchetator care mi-a completat dosarul și m-a depus la Popa Șapcăla penitenciar. Acolo din nou am luat-o cu problemele, cu sabatul, cu munca, cu baia, cu barberitul, bătăi, lanțuri, cătușe. Și după vreo 2 săptămâni, țin minte că am avut ocazia ca să mă privesc într-un șop de oglindă și când m-am privit în acea oglindă, n-am putut să mă stăpânesc de plâns. Nu m-am mai recunoscut. Îmi albise tot părul în cap. Celulele capilare murise datorită, probabil, lipsei de hrană, datorită frigului. Așa am gândit Dumnezeu. Și m-am uitat în oglindă și am zis, Doamne, sunt un moș atât de tânăr. Am ajuns să îmbătrânesc din anii aceștia și nu știu dacă vreodată o să mai am parte de păr, o să mai am parte de viață, o să mai am parte de libertate. Dar cea mai mare dorință care mă călăuzea, vă spun sincer, că era ca să nu renunț la hotărârea pe care o luasem atunci când am plecat de acasă. Și am uitat să spun că înainte de a fi depus la penitenciar, a îngăduit Dumnezeu ca să vină un furier la mine în arest și să mă roage să-mi dea un plic să scriu acasă. Lucru care a rămas foarte mirat și am scris la părinți că mă aflu într-o celulă întunecată și rece și că să nu se supere pe mine, că i-am făcut de râs și dacă vor ca să mă vadă sau să vină la mine, să vină, dar să nu vină cu gândul din acelea care să îmi spună, uite cât ai fost de încăpățânat și uite ce s-a întâmplat. Trist este că rândurile acelea pe care le-am scris așa din fugă au făcut o impresie și asupra părinților mei și și-au dat seama că nu a fost bine în acea discuție care am purtat-o. Cel puțin spun că mama mea, datorită suferinței prin care am trecut, a trebuit să se îmbolnăvească de boală grea, de ciroză la ficat, datorită supărării, datorită faptului că în această perioadă de 6 ani și 7 zile am fost lipsit de vizită, am fost lipsit de carte poștală, am fost lipsit de pachet. 6 ani de zile nu am mâncat o lingură de ciorbă. M-am hrănit cu 100 de grame de pâine și pot mânca. Și dacă sunt astăzi ceea ce sunt, și dacă am posibilitatea ca să spun copiilor mei,